Cinema. Salutare băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi, după cum ați văzut în episodul trecut, ne-a prins garda, suntem aici de față cu polițistul meu, toate transpirațiile fu. Nu mai pun nimic să, ce, să, mai, sau să mai zic ceva. Nu știu ce se va întâmpla, așa că nu uita de butonul de like, subscribe, hai să vedem ce plan au băieții cu noi. Deci, domnule, ce plan ai? Mă rog, cu domnul. Să zic mai bine, fostul coleg, ce treabă ai cu mine? Dați-mi acum să bag la bulău aici, nu? Să Păi stai și prin de toți atunci? ăștia. Te Ce? las să evadez cumva, dar care treaba acum că nu ești chiar așa un om care poate trece neobservat. Înțelegi? Dracului mă ascunde, îți dai seama. Îți dau eu niște bani după aia, după ce am scăpat. Nu mi-e de bani, domnul, că am făcut de-aia bani aici în departament de... Păi ai făcut și cu droguri mulți, multe. E. Și cum facem? Îmi dai asta jos? O să-ți dau, da, dar trebuie să-ți bag un pistol acum. Haide. Hai să nu ne vadă nimeni. Să nu ne vadă cu colegii tăi. Trebuie să văd dacă mai am cheile de la... Sigur le ai. Stai și de puțin să... Mamă. O, boschetele Dumnezeu. Aoleu, mă gândi de la... O, Aoleu. am înțeles. Păi dă-mă pistolul aici. Băi, dă-mi pistolul. Trebuie să văd dacă am gloanțe în centura asta, că dacă n-am gloanțe... Dracului, că am eu ascunsă la mine. Uite, ia-l de aici. Ia-l la Dă-mi. mine. Nu Stai că e o problemă. ți-am pus A, acolo nu? în chiloți. Mersi, mersi. Numai că nu pot să-l scot. Nu pot să-l scot, dracu. Aoleu. Să în fine. Lasă-l acolo că ți-am dat în caz de... Ți-a dat în caz de... Și atunci mă asigur că ies, a? Sau? Să-ți las cumva un portiț de slisă pe aici. Da, păi, vai, ai camere, dracului, vă băgat asta de n-ați avut bai. Și ce părere ai dacă am cameră? Care e cealaltă modalitate? Eu zic asta că au mai fost niște oameni așa care au avut Și nevoie. ce crezi, că Aoleu. nu pot să vin? Mamă, cine sunt ăștia? What? Ah. Ma... Vezi că stai mie, stai mie, stai mie. Tu te duci mai încolo, nu-s Bine, pe bine. tăi, nu-s pe tăi. Mâinile sus! Mâinile sus! Nu mă, că eu sunt. Aoleu, aoleu. De bă, hai, hai mașini. Stai pe loc. Gata. Bun băieți, hai să fugim, hai să fugim, hai să fugim. Aoleu. Bun, fugi. Du-te dracu scârbă, ne mai auzim. Fugi, 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 fugi. Fugi, fugi, fugi. Trebuie scoat o mașină. Unde-s ceilalți? Băi, unde-s ceilalți? Nebunule, pe unde-s ceilalți, mă? Am înțeles, băi, am reușit să scăpăm. Am reușit să scăpăm și acum trebuie să plecăm. Mă auzi, mă? Înțeles, mamă, ce bine au țintit polițiștii aia, băi, nebunilor. Aoleu! E greu, e groasă, e groasă. Băi, să tragem, mă, să tragem după noi, dracu. Să tragem după noi, mă. Du-te de acolo în față. Eu am o casă de la bunici aici, dracu. Băi, dar oare ce te... Băi, nu știu ce... Am înțeles, o pica mașină. Băi, stai, 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 stai. Hai, du-te. Uite că... Curăgătovă, că nu prea e vorbăreț. Am înțeles. Ia E... zi, domnule, cum e? Ești mulțumit că te-am scăpat? Stai seama, cum să nu fiu? Știi cine a fost un polițist de acolo, nu? Nu. Fost coleg, fost membru de la mine. Înțeles, deci s-a răsplătit împotriva ta. Da. Păi da, că știa atunci data trecută că ne-am omorât pe oameni.
Cu voi de față am murit la cimitir. M-a murit fratele. Nu, no, unul din polițiști aia m-a dat pe mine în gât. Aici, la casa lui bunica. Mamă, ce fain arată. Mamă. Băieți, asigurați zona repede să nu cumva să avem musafiri. Păi și... Ce zic? Domnul, ce vă pot răsplăti eu pe voi? Totuși m-a salvat un pic. Domnule, știți care e problema asta? Care? Noi acum ne-am apucat să facem niște chestii puțin mai ilegale. Și am avea nevoie totuși de oameni buni, așa ca dumneavoastră. Dumneavoastră, cu ce vă mai ocupați sau nu ce ocupați? Mă uit de față, nu prea mai cu multe. Bunesc că vreți să faceți bani, nu? Păi, desigur. Vreau să mă plansez din nou. Noi avem pentru săptămâna viitoare un transport de carabine exact asta pe care o țin eu în mână acum. Mm-hmm. Ar fi interesant dacă ați putea să ne ajutați să facem niște arme împreună și să vă luați o parte de acolo. Băi, ai zis ce vor să facă? Învățăm noi tot ce trebuie, cum se asamblează, cum se creează, doar să... Măi, ofertă... alături de noi. Măi, ofertă foarte... nu știu ce zic. Păi, vezi ce zice, să ne băgăm? Cea mai mare plăcere, vă putem ajuta. Am înțeles. Păi atunci hai, batem palma, na. Perfect. Hai, batem palma, că... N-am altceva din cotro, dacă ai venit și m-ai salvat, dracu. Băi, aici se încheie episodul. Așa, așa, da. De până atunci mai stăm un pic să ne mai cunoaștem, nu numai direct ne luăm în braț. Am luat în brațe și am fost, bă, batjucorit. Am înțeles, ați mai avut probleme să înțelegi. Desigur. Domnule, noi aici să știți că suntem ca o familie, ne știm cu toții. Și dacă vreți un job bine plătit și multă siguranță, vă putem oferi și casă, și masă. Da, da. Și un loc de muncă, zic eu, stabil. Doar că știți cum e. Vorba multă nu place nimănui, așa că trebuie să vă țineți gura dacă vedeți chestii mai puțin legale pe aici. Mhm. Încercăm și noi să fim cât putem de legal, dar... Na, tot e legal. Da, colegul. Băi, veți. Băi, m-o dat în urmărire, mă. Aolea. Păi zic eu cum facem. Dacă vrei, am niște băieți care se ocupă cu falsificare de acte și dacă vrei putem să schimbăm buletinul de identitatea. Ce zici, te-ar ajuta? Tot mi-a dat odată informație. Stai ascuns o perioadă. Schimbăm identitate. Băi, băieți. Eu v-am lăsat aici. Dacă v-a plăcut această serie și aceste episoade, să nu uitați de butonul de like, subscribe. O zi frumoasă aveți. Pa, pa.